Toate cartierele au oameni harnici. Peste tot sunt oameni. Acum sunt și de categorii diferite, dacă e să ne referim la acest aspect, dar aici avem doar lucruri pozitive. Dacă e să ne uităm aici la ceea ce vedeți aici ca și amenajare, este un exemplu pentru cartierul Rătădău, nu că n-ar fi și alte situații similare, dar vrem prin acest lucru să apreciem pe toți locatarii din Rătădău pentru ceea ce fac în jurul blocurilor, acolo unde au un petec de zonă verde și pentru munca și întreținerea pe care o fac aici. I-am și premiat, prin ei premiem de fapt pe toți care sunt aici în zonă, cu unelte și scule de grădinărit, pentru ca să poată să continue mai departe să facă ce au făcut până acum. Bun. Într-adevăr, oamenii ăștia și-au dat interesul să realizeze ceva frumos în jurul blocului. Poate toți cetățenii ar trebui să facă așa, nu? Cred că în Rătădău este o putere foarte mare de cetățeni care au grijă de grădinile lor. În primul rând că este pădurea foarte aproape și atunci și stimulează, dar cred că ar trebui la 90% din cetățeni să le dăm premii pentru cum arată grădinile. Într-adevăr, aici este o, să-i spunem, specific pentru că au și magnolii. Această stradă, Efimie Murcu, eu îi zic Aleea Magnoliilor, pentru că sunt vreo 10 magnolii în grădinile cetățenilor și au grijă de ele. Să veniți să le vedeți că sunt înflorite și când înfloresc și gardurile vin. Sunt foarte frumoase. Deci, de aceea am și mă bucur că s-a făcut, se premiază cetățenii pentru că va fi un stimul pentru toți.